O viață de câine pentru Johnny. O plantă crescută organic, hipoalergică, cu fructe delicioase și care respinge insectele. După 3 ani de încercări am reușit să creăm copacul perfect. Ai dreptate, chiar e perfect. A fost perfect. Duki, mi-ai distrus unul din cele mai importante experimente. Hei, când un super câine are nevoie, are nevoie. Să mergem. De acord. Centurile, cel mai nou accesoriu acum la modă. Când o să vadă Gil ce super arătăm cu noile noastre centuri, n-o să reușească să nu ne mai observe. Îmi place să mestec piele. Câinele tău a luat-o razna. Ei, haide, tot câinii mestecă. Așa e. Așadar, haide să recapitulăm planul. Gil vine să-și ia skateboardul pe care l-am găsit și l-am luat din curtea lui. Apoi îl îndopăm cu prăjituri făcute de noi, plăcintă și limonadă. O să ne ia în brațe drept mulțumire. O să ne pregătim! Johnny! Duki a mâncat cursecurile pe care le făcusem ca să ne iubească Gil. Să-ți fie rușine, Duki! Nu mi-ai păstrat și mie! Ba cum să nu? Șezi, frumos! Bun băiat! Până aici! Dacă Johnny nu poate să-l controleze, o să o facem noi! Alertă-mă să bagă bondă! Mulțumesc, prietene! Mâțe proaste! De fiecare dată cred că am turbare când mă văd cu spume de lapte la gură. Acum să mă relaxez și să savurez cafeaua asta delicioasă. Sau te-aș antrena să ajungi cel mai tare câine prinzător de dis din lume, ca să dăm spectacole și să facem o avere. Ce trebuie să fac? Îl prinzi în gură, așa. Aruncă-mi-l să-ți arăt. Un pachet pentru Doggy Dog. Livrare specială din Franța. La la, ador Franța. Cartofi franțuzești, cafea franțuzească și moda franțuzească. Oh, ce zgardă superbă! Trebuie să recunoști că l-am prins bine. Încearcă tu! M-am plictisit de jocuri stupide. Mă duc să mă distrez cum trebuie. Bine, ciudatule! Duki! Să faci curat în laborator e distractiv. Ba nu e. Haide să mergem să ne distrăm ca băieții și câinii, știi? Băieții, câinii, adică fără curățenie. Jonathan, vine și Gil și trebuie să pregătesc laboratorul. Și e ora ceaiului. Ce face? Gil este de vis. Și de acum încolo o să stau cu surorile tale mature. Pa, pa! N-ai auzit, Johnny? Vrea să stea cu noi o vreme, nu cu tine. Ceaiul fără Johnny e servit. Bine, atunci mă duc în parc să mă distrez de unul singur. Mă distrez și singur. Nu-mi trebuie un prieten. Ha, nu știu ce m-aș face fără tine, băiete. Gata, mult prea mult, Lins. Împreună ne distrăm așa cum nimeni nu s-ar putea distra singur. Balansoarele astea sunt demodate. E să vă trag cu risca prin parc, fetelor! Hei, pe mine nu m-a tras niciodată cu risca. Și niciodată nu le-a plăcut pe Susan și Mary. Și trebuie să nu mai vorbesc de unul singur. Alarmă-mă să facă bandă! Da. Cel care v-a speriat era fostul meu cel mai bun prieten. Eu unul n-am nicio treabă cu voi, pisicuțelor. Și... fugi! Relaxați-vă! Arătați splendid! E Gil! Skateboardul! Nu uitați skateboardul! Bună, fetelor! Mi-ați găsit placa? Pa!
Bună, Johnny! Iar ți-ai rupt pantalonii, sărind gardurile sau e un nou stil de modă pe care nu-l înțeleg eu? Nu! Duki m-a abandonat! Din punctul meu de vedere, Duki nu mai există. Cine-i Duki? Nu știu. Aș vrea să dispară de tot. Băiatul ăsta n-ar trebui să vorbească singur. Ce distractiv e să cumperi haine și plutoniu! Nu credeam că o să spun asta, dar ești un câine grozav, Duki. Deci mă mut din camera lui Johnny într-a voastră, nu? Nu, tot mai miroși urât și năprlești. Și nu putem risca un accident peste noapte, deci dorm cu Johnny. Nu, vreau să stau cu voi și... Bine, o să stau cu băiatul. Ce vremuri, ce vremuri. Miroase oribil și mă ignoră, dar ne-am distrat de minune. Stai puțin. Tăcut în laboratorul lui Săză și Mary Testa, se curăța chimic. Îți controlează mintea! Săză și Mary ți-au pus garda asta! De-aia nu mai ești prietenul meu și de-aia nu te trezești! Modul de somn profund. Sunt rele, dar fac niște zgarde de control grozave. Aaaa, nu! Vrea să iasă! Bine! Atunci o să o tai! Johnny, ar trebui să dormi. Ce faci aici? Nu găsesc toporul sau fierăstrăul electric. Hei, lege și asta. Ah, bine. Ce? Johnny, asta nu-i pentru copii? Dacă vrei să tai ceva, folosește forfecuța asta. Asta ar trebui să-l rezolve pe Duki. Johnny! Cum poți să-i faci asta lui Duki? Nu, tată, nu înțelegi. Ele i-au dat lui Duki o zgardă. Ei, cel puțin ele se poartă frumos cu Duki. O să stea în camera lor diseară. Mamă, da, știu că doarme. Tu n-ai decât să dormi singur. Și să nu ieși din camera! Parola super secretă e necesară pentru a intra în laborator. G-I-L, Jill. Accesul permis. Ruși care nu se ia, robotul de dans, telecomanda pentru scarda lui Duki, robotul Jill. Bună, fetelor, sunt frumos. Telecomanda pentru scarda lui Duki. Ei, să vedem noi cine are controlul, Susan și Mary. N-ar trebui să râd de unul singur. Oh, Duki, ceaiul nostru? Ceaiul e servit, doamnelor, și vreau să adaug cât de fericit sunt că mă aflu cu voi și nu cu băiatul cu părul de foc. Că tot vorbeam de Johnny. Jonathan? Hei, voiam să vă spun că îmi pare rău că Duki va rog centurile și să-mi cer scuze în numele lui. Îți cer scuze? Cine ești tu și ce ai făcut cu fratele nostru? Și, ca să mă revanșez, v-am luat niște centuri super moderne care o să-i placă lui Jill. Wow, centuri noi! Chiar sunt frumoase! Da, Johnny, sunt super! Uite, au și luminițe! Și transmițătoare! Luminițe? Transmițătoare? Oh-oh! Da, John, scoate-ți centura! Da, Johnny, ce putem face pentru tine? Ce puteți face pentru mine și pentru Duki, prietenul meu, pe care îl vreau înapoi? Da, sigur, cum spui! Te-au îmbrăcat în roche, le-ai făcut unghiile și le-ai servit ceaiul. Ei, nu mai spune, e incredibil. Cafea, te rog, acum. Altceva, Super Johnny și Super Duki? Ha, e timpul ca surorile mele să se facă de râs.